Uitați-vă cât cetățeni avem astăzi cu probleme, cu ipotecă, cu credite, înțelegi? La noi sistemul bancar din Republica Moldova, când merge vorba de furtul miliardului, domnule Gonță, tot e ciotcă. Dar când merge vorba de sprijinul cetățenilor, agenților economici, la noi, știți cum, băncile din Republica Moldova astăzi sunt un loc unde când afară e soare, ei îți dau, și domnul Gonța, îți dau umbrela. Că afară e soare și îți dau umbrela. Dar cum începe a ploua și dă umbrela înapoi? Ia ca și ce avem noi astăzi, domnule Gonță. Ia ca și înseamnă diferența între practici și teoretici, înțelegeți?